dragi prieteni, am revenit, domnule primar. Vorbeam înainte de pauză despre drumuri, despre asfaltări. Iată că cineva ne semnalează situația legată de trotuare. Știți? Fiecare are senzația că problema lui este cea mai importantă și nu are senzația. Chiar este o problemă importantă. Dacă unii sunt supărați că sunt drumuri de pământ, că nu sunt rigole de colectarea apelor pluviale și așa mai departe, cineva ne zice așa, drumul Salini este fără trotuar, măcar de la autocară până la calea ferată. Corect? Da, corect. Vedeți? Corect, va veni timpul când vom face și acolo. Adică sau... dacă se poate, se pot în da, atâtea... Da, aici cu strada Salini, noi avem procesul cu Salina și aș dori să-mi permite să spun câteva cuvinte. Pe data de 30 avem termen. Ați văzut că foarte greu a aprobat Consiliul Local să angajăm un avocat, însă problema nu este simplă. Salina a trecut în patrimoniu această stradă. Noi nu putem accepta acest lucru și cu toată prietenia care o avem cu cei de la Salina. Și bună comunicare, dar nu putem să facem să acceptăm acest lucru pentru că este strada orașului și noi ne vom judeca și am depus documentele necesare să demonstrăm că în 1996, când s-a făcut acea documentație, s-a făcut o greșeală, strada a fost a orașului și trebuie să rămână a orașului, de aceea ne vom judeca cu Salina. Referitor la trotuar, sigur, strada Salinii va intra și ea în reabilitare și atunci vom face și trotuare. Despre proiecte, aș dori să vă spun că grădinița Piticot... Vorbim despre infrastructura școlară. Gata. Grădinița Piticot B, da? Da. Are realizat 75% acum, da? Deci asta este procentul lucrărilor recepționate. Deci 75%. Pardon, 75%, da? Procent foarte mare. Dar asta tot vă gândiți la 15%. Nu, tot așa. Acolo. Da. Nu, 75%. Foarte mare. Iar valori decontate. Deci lucrări plătite 65,39%. Da? Ați mai extins din datorii? Da, aici trebuie să vă spun că din bugetul local am finanțat constructorul pentru ca să nu oprească lucrările, pentru că trebuia să aprovizioneze cu materiale, să plătească muncitorii. Am salvat situația, am plătit o sumă destul de importantă de la buget, puteam sigur să facem altceva cu această sumă, dar cu prioritate am distribuit-o aici pentru a nu opri constructorul. Am recuperat-o acum pentru că prin intervențiile făcute și trebuie să mulțumim și pe această cale domnilor de la Ministerul Dezvoltării, care au înțeles ca după al doilea control să nu mai fim trecuți iarăși în coada listei și au înțeles că sunt și oameni răi care n-au vrut binele orașului și au făcut acele sesizări. Dar am trecut peste această problemă. Practic, să înțeleg eu de la dumneavoastră, domnule primar, că în ceea ce privește grădinița Piticot s-a rezolvat problema? Nu numai la grădinița Piticot, la toate s-a încercat un blocaj. În sensul că s-au făcut plângeri știindu-se că atunci când apare o sesizare se blochează finanțarea. Și noi, ca să nu blocăm constructorul, am plătit aceste sume, acum am primit sumele. Ați văzut că s-a vehiculat și ideea de a nu începe anul școlar și știți tot... V-am întrebat și eu, da. Asta fără... M-ați întrebat și dumneavoastră. Într-adevăr, s-au gândit unii, vă spuneam eu, acel grup de interese care nu doresc binele orașului, să lanseze ideea că, datorită faptului că primarul nu a făcut tot ce trebuie, anul școlar nu va începe. Garantez și pe această cale, anul școlar va începe. Cele două grădinițe se vor finaliza până la începerea anului școlar, iar colegiul vom asigura condiții de desfășurare a cursurilor. Oricum, posibil ca corpul principal să nu se termine lucrările, dar în celelalte două corpuri să se termine lucrările. Să continuăm cu procentele. Pot că să de la vă zic o singură remarcă și nu vreau să fiu cobe sau să se zică într-un fel sau altul. Eu cred că toate manevrele acestea, știți, la drumul Salinei a fost odată și zdravă, așa, la colegiu cu repetiție a fost. Da. Eu nu aș vrea să sune într-un fel de îngrijorător, dar vreau să cred, adică aș vrea să nu se întâmple. Da, am sentimentul că o să mai încerce, domnule primar. Doamne, pot încerca. Dacă vedeți acest lucru te face și te ambiționează să nu lași lucrurile să decurgă așa cum doresc unii, pentru că chiar fac mult rău nu primarului în funcție, fac rău cetățenilor, copiilor, sigur, părinților, profesorilor. De aceea nu vreau
să-i las să facă ce doresc și noi vom începe. Am avut și ieri întâlnire cu directorii școlilor, am avut întâlnire și cu constructori. Deci v-ați pregătit din toate... Am avut întâlnire cu conducerile școlilor, pentru că am discutat și situația clubului elevilor, pentru că să apar niște modificări în organizare, dar am discutat ce trebuie să facem să înceapă anul școlar, că mai avem și alte lucrări pe lângă aceste investiții și să vedem ce trebuie să facem ca anul să înceapă în condiții bune. Nu știm exact cum va începe el, dacă începe... Nu, să nu știm cum va fi la nivel național. Exact. Asta e altă poveste. Dar în ceea ce ne privește pe noi, suntem pregătiți să înceapă oricum. Deci eu nu vreau să sune altceva, dar așa am un sentiment că or să încerce, știți, și unii și alții, băți un gard, comentarii anonime, o semneze anonimă, știți? Dacă nu pot face altceva, încearcă să facă rău. Dar nu vor reuși. Repetăm acum, la Piticot B 75% realizat, achitat 65%, la Piticot A avem 67% realizat, încă o dată repet, lucrări recepționate de Comisia de Recepții și achitate, deci facturate și achitat avem 53%, nu e achitat tot. Vedeți că aici e problema, că nu-s bani în cont să achit imediat. Eu, de exemplu, trimit procentul de 67% lucrări, cum să spun, bob numărat, adică ce s-a făcut fir acolo. Fir pe fir, ca să zic așa. Iar ministerul întotdeauna plătește mai puțin până nu verifică tot. Și atunci am realizat 67%, am trimis la minister, dar încă nu s-a achitat decât 53%, da? De asemenea, la colegiu, aici avem 41,79% și repet acest procent, că atunci când aveam 15, cineva spunea 0, știți, aveam 30%. A spus 15, nu aveam 30, acum avem 41, nu știu cât o să mai spună, dar 41 e 41. Și am achitat 30%, da? A. De asemenea, la creșă, e foarte important, suntem deschide ofertele, acum zilele acestea se vor deschide ofertele și vom vedea exact, începe analiza ofertelor și se va adjudeca, avem două societăți înscrise. Asta e veste bună. Deci pe total, pe total avem 61% realizat și achitat 50%, da? La celelalte drumuri, la 4 și la 8 străzi, avem 100% achitat. Cam aceasta este situația. Asta e bună, să știți, da? Că s-a și deblocat. Și faptul că am reușit să deblocăm este mare lucru. Aș dori să mai fac o remarcă. De la aceste instituții de învățământ s-a recuperat materialele. Și mi-a spus data trecută, m-ați întrebat și acum am venit eu. N-ați uitat. N-am uitat. Păi nu uit, pentru că aici când vin la dumneavoastră, nu vedeți, tot notez mai. Văd că veniți repet, cu dosarul, da. Ca să zic, vorbiți cu cifre, Am valorificat deșeuri de fer vechi. Tot ce a fost s-a predat la fer vechi. Epuizat, da? Să mai înțeleg. Și suma, dar da, sigur. De asemenea, pentru acele ferestre de PVC și geamuri termopan, s-au depus 35 de cereri. Așa. S-au cumpărat 24 de persoane. Așa. 24 de cereri. 22 de persoane au cumpărat, iar la două familii am dat noi câte ajutor? 4 ferestre în valoare de, dar nu mai dau valoarea, familiile nici nu le spun, două familii care nici au avut incendiu de acord, da? Și am mai avem geamuri, deci s-au recuperat 552 de metri pătrați și s-au valorificat 448 de metri pătrați. Deci încă mai sunt de mai dat. Sunt sigur. Cine dorește? Cine dorește, îi rugăm să facă cerere la primărie, să vină să le vadă, să ia dimensiunile și dacă sunt de interes, să plătesc suma care a fost stabilită de către o comisie, s-a stabilit un preț în care s-a ținut cont și de prețul? De curiozitate. Pe metru pătrat nu vă pot spune. Știu valorile totale. Nu mai are rost. Dar nu, da, nu, ce se întâmplă? Trebuie să e vină sub prețul de nou, ca să zic. Anul normal. S-a luat valoarea unui geam nou și s-a aplicat uzura pentru că aceste geamuri, chiar dacă ele au fost datorită razelor ultraviolete și geamul devine casant. Știu. S-au spart foarte mult la demontare. Deși noi am insistat ca să încercăm să valorificăm, atenție, să valorificăm, da? Cât mai mult. Sunt introduși în magazia primării, deci vă dați seama, e gestiune, deci, răspunde fiecare. Cei interesați să depună cerere, să vină, să vadă, să măsoare, să le aleagă, să le pună deoparte și să le cumpere, sunt în curtea primării, mai avem încă geamuri. Calorifere mai sunt? Instalații da, de genul ăsta? Au fost și calorifere, cred că mai sunt și acum calorifere,
și să vină să depună cerere. Să vadă, și exact, să le vadă și cu ochii lor, că poate nu le plac, da, totuși. Trebuie să vină să vadă și dimensiuni solicită. Corect. Și să vadă starea lor. Da. Și dacă doresc să vină să le ia. Așa că este. Și de-aia s-a făcut tot felul de afirmații că face cineva afacere, nu face nimeni afacere, pentru că din colegiu când pleacă, pleacă numărate. Pe proces verbal. Știți când s-a întâmplat. Știu, că poliția cazul, a găsit, că doar nu v-am întrebat. A găsit poliția o căruță care transportă. Știu. Reamintim și celor care ne urmăresc că a fost acel caz. S-a întocmit dosar penal în cauză că, din păcate, asta este. Mai bine veneau, cereau pe bază de hârtie scrisă solicitare către primărie, contra cost, evident, un preț modic, să intre decât cu dosar penal. E mai mare necazul. Da. Așa s-a întâmplat. S-au luat măsuri. Am înțeles. Acum, știți cum e, lumea zice, bine că vorbiți despre școli, dar nu vorbiți despre ANL. Cum e cu ANL-ul? Pentru că una peste alta, tinerii, vorba dumneavoastră, mi-a zis în emisiunile trecute, abia așteaptă să intre în casă nouă, să vadă cum e viața într-o totul nou, totul impecabil, că arată într-un la ANL apartamentele sunt gata. Mai avem lucrări la parcare și ele se vor termina. Dorim să se mute cât mai repede în casă. De fapt, scuzați, nu-i nimic. De fapt, dumneavoastră vreți să le dați cheia, să înțeleg, să fiți. Le dau cât mai repede cheia. Și să știți că aș fi vrut să le dau mai devreme, însă nu s-a terminat. Asemenea, dacă mai nu e mult? Nu mai este mult, dar... Știți cum e? E o vorbă, parcă nu mai poți așa să zici, la un moment dat am așteptat atâta timp. Nu mai poți și iarăși vor fi discuții că dăm în campanie electorală, dar gândiți-vă că păi dacă... Păi da, le dați în campaniile, în prelungirile. Dacă alegerile erau în iunie, chiar nu le puteam da, știți? Așa că erau este. Terminate. Da, Casa de Cultură ce mai zice? Sunt oameni care vor să meargă la spectacole. Nu știu cum vor să meargă la spectacole, pentru că știți cum e, deocamdată regulile sunt stricte. Casa de Cultură, am discutat și la Compania Națională de Investiții, ei doresc să facă recepția, să poată plăti. Constructorul dorește să-și ia banii, noi dorim să inaugurăm Casa de Cultură. Mai sunt câteva de pus la punct. Scaunele, cortina, sonorizarea sunt mici. Putem devansa un termen? Fie nu mai și avans. Estimativ? Niciun termen. Gândiți-vă că toți am dorit să terminăm Casa de Cultură ca să putem să ne bucurăm de ce e acolo. Am înțeles. Da, într-adevăr, trebuie să recunoaștem. Am vorbit de atâtea ori de ANL și săptămâni la rând oamenii au întrebat, doamne, dar ANL-ul... Dar, vedeți, apar și probleme pe care nu le-a putut prevede nimeni. Cine știa cu un scaun de acum 4 ani, când am început investiția, se modifică, fabricile nu mai lucrează, a fost și această... Personalul lipsă, a fost și această pandemie care a bulversat și... Da, important este că se vor termina cu bine și facem lucruri bune, lucruri durabile, chiar dacă termenele le depășim. Nimeni nu dorește să depășească termenul, să știți că cei de la Casa de Cultură, constructor a fost sancționat de către Compania Națională de Investiții, are de plătit penalizări pentru fiecare lună întârziere să plătește penalizări. Deci nu are niciun interes nimeni să întârzie aceste lucrări, însă nu ai fizic, să nu poți să le faci. Așa. Și o întrebare, domnule primar, pe final de emisiune. Știți, e cineva care vă urmărește cu atenție și vă întreabă pe dumneavoastră, nu cred că pe dumneavoastră ar trebui să vă întrebe, ci pe consilierii locali, întreabă în felul următor, eu vă adresez întrebarea. Ce interese au consilierii de nu vor să accepte avocat în relația cu Crabu, în procesul cu Sunt Crabu? Sunt interese politice. Fiecare dorește da, să... Da, sunt banii de la Târgu Ocna care da, pleacă. Da, sunt de acord cu asta, dar nu mai există logică acum. Există doar interesul politic în care trebuie să arate, să blocheze primarul, să arate că... Dar n-are a face cu primarul în situația dată. Mă scuzați că vă spun. Eu sunt de acord că nu are, dar așa cred ei. Că ar fi încă un succes al primarului dacă rezolvă procesul cu Crabu și atunci mai bine poate să ia foxatul, dar să nu, scuzați-mi expresia, adică orașul nu ne mai interesează pe nimeni, ne interesează să arătăm că primarul e incompetent și să nu mai facă nimic, să-l blocăm ca să arătăm că vom rezolva noi problema. Cam asta este explicația, nu este altă explicație. Când eu am prezentat toate procesele, nu mai avem timp că le-aș prezenta și dumneavoastră, câte sume a cerut Crabu, câte procese am câștigat cu Crabu și când vorbim de 8 miliarde și tu nu vrei să angajezi 6.000 de lei, că atâta face un proces, cam așa avocat, a fost da. Un orariu de avocat, atunci ce poți să crezi? Decât intenția rea,
în activitatea pe care au. Dar avem consilieri care au votat toți cei 4 ani. Niciun proiect de hotărâre n-au aprobat. Așa că ce să mai discutăm? Dar cetățenii să știți că știu și vor avea grijă acum să trimită în Consiliul Local pe cei care, într-adevăr, au fost interesați de binele orașului, nu de interesul personal sau interesul de partid. Și o ultimă întrebare, am zis că tot ultimă, dar tot ultimă de ceva timp. Care e valoarea indemnizației unui consilier local? 5% din salariul primarului. În quantum de? Pot să nu o spun? Ba da, trebuie să publică, spuneți că e publică, nu vă supărați că vă spun. E undeva la 800 de lei pe lună. 800 de lei? Da, ceva, imposabil. Am înțeles, 800 de lei pe lună, da? Da, atâta e și salariul primarului. Ne-am întrebat, sunt întrebări venite pe privat, cineva este atent, vrea să știe despre ce se întâmplă. Da, și salariul primarului este public, este în jur de 8.000 de lei. Da, cu siguranță că știe, că nu știa la consilier. Da, na, asta este. Important e că omul se interesează, află, nu e nimic așa, asta este valoarea. Se plătesc și comisiile de specialitate? Într-o lună consilierul ia o indemnizație care este fixă, el este obligat să vină la cel puțin 2 ședințe, dacă nu mai multe. Am înțeles. Deci are o ședință de comisie, o ședință de plen, dar pot exista și ședințe extraordinare, indiferent de numărul ședințelor, suma este aceeași. Numai dacă nu participă, atunci se reduce la jumătate, sau dacă nu participă deloc, nu ia. Se face prezența. Am înțeles, da. Deci se face prezența dacă nu, sunt ca la școală. Doar prezența, activitatea. Da. Votul nu este important. Eu, domnule primar, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și cu părere de rău vă zic și de data aceasta, timpul s-a scurs cu repeziciune. O ultimă întrebare din partea mea ca jurnalist. Sunteți pregătiți să faceți față? Ați văzut, de câteva zile încoace stăm în alertă după amiezile, diminețile, nopțile, nici nu mai știi când mai plouă. Am trecut prin clipe, cred, de mult mai grele. Suntem obișnuiți și experiența spune cuvântul, nu? Vom trece și peste aceste zile. Deci sunteți în alertă, ca să zic așa, echipele sunt pregătite, s-a intervenit imediat la cele 2 avarii. Ia uitați-vă ce, din timpul furtunii sunt imagini din Târgu Ocna. Da. Da. Noi am avut grijă să tăiem arborii înainte de a apare aceste furtuni, vedeți? Da. Da. Și n-am avut probleme mari, am avut acești 2 arbori care au căzut, sperăm să numai, dar dacă se întâmplă, suntem pregătiți. Și știți cum. Bucuros să-mi duce toate. Corect, corect. Mulțumesc pentru imagini, dragi prieteni, domnule primar, aceasta a fost emisiunea. Vă mai așteptăm pe la noi. Cu mare plăcere. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea 24 de ore. Nu uitați că în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17, sunt în fața dumneavoastră cu invitatul meu. Fiți cu ochii pe noi.